Ce sunt aceste mari cărți? Sunt rezultatul distilat al conversațiilor între marile spirite pe marile teme care definesc umanitatea. Binele, frumosul, adevărul, urâtul, dragostea, moartea, sufletul, Dumnezeu, toate aceste frământări ale spiritului uman, care îl deosebesc pe om de toate celelalte animale, sunt frământări surprinse de personaje literare de cele mai multe ori, care au fost puse pe hârtie sau a căror biografie a fost pusă pe hârtie de către marile spirite. Așa le numesc eu, marile spirite, nu doar mari scriitori. Bun. Totul începe cu Homer, nu? Faimoasa Odisea, unde ai niște eroi arhaici, poate că e puțin spus antici, care trăiesc spasmul acesta primordial al dragostei, de aproapele, de frate, de prieten, Ahile și Patrocle. După aceea avem tema exilului, da? Apropo de Odisea, nu? Că și cuvântul în sine, Odisea, exprimă această experiență, da? A îndepărtării de casă și a revenirii acasă, nu? E tema exilului pe care o trăiesc milioane de români astăzi. După aceea merită să avem în casă istoriile lui Herodot, și astea sunt mai degrabă primele însemnări ale unui spirit critic despre diferite popoare și neamuri, inclusiv despre daci. Tucidide, războiul Peloponesiac, nu, în insula Pelopones, bătălia între două mari cetăți, Atena și Sparta, două viziuni diferite. Atena, o viziune imperială, nu, cuceritoare, spiritul elenistic pleacă din Atena lui Pericle și permează foarte multe alte cetăți, inclusiv din Asia Minor. La un moment dat, spiritul elenistic ajunge chiar și nu, să nu uităm, în nordul Egiptului, în Alexandria. Deci ai Atena pe de-o parte și Sparta pe de altă parte. Nu? Un oraș care își este sieși suficient, care are o aroganță ieșită din comun, care este foarte, foarte bine organizat și care este de fapt o dictatură militară și care, sigur, la un moment dat nu recunoaște Atena ca fiind sinteza spiritului grec și războiul între cele două cetăți pornește. E, de fapt, și o carte asta a lui Tucidide despre relații internaționale, despre ce înseamnă, până la urmă, starea de pace, starea de război. Tema revine la Tolstoi mai târziu. Dar este și o carte despre fratricid, despre cum oameni care vorbesc aceeași limbă ajung să se urască. Despre cum oameni care sunt etnic vorbind apropiați, dacă nu identici, ajung să se disprețuiască. Deci e vorba despre condiția umană în această carte, repet, a unui mare filozof al istoriei, care a fost Tucidide. Apoi, sigur, sunt operele lui Eschil, Sofocle, Antigona. M-aș uita și la Platon și aș recomanda să existe în casa oricărui om educat, nu? În primul rând, apologia lui Socrate, în care vedem ce? Relația între maestru și discipol. Am comentat și puțin în Povara Libertății, drama lui Socrate, nu? Cel care n-a încercat decât să învețe pe contemporanii lui să pună întrebări. Nu? El este spiritul dilematic, prin excelență, care nu se mulțumește cu răspunsurile de-a gata. Și Socrate pentru asta plătește. Nu? Și Atena, pe care el a apărat-o ca soldat, Socrate a fost și soldat în armata ateniană, îl condamnă la moarte, nu? Și el moare bând faimoasa cucută, iar Platon a fost martor al acestei scene. Și de aceea mai târziu Platon a simțit nevoia să scrie Republica, care să fie o altă viziune despre cetate decât cea în care el a trăit. Nu? Când îți moare maestru, când maestrul tău este ucis de către propria ta cetate, Atena, atunci simți nevoia să gândești un alt proiect politic și anume cetatea ideală, și așa se scrie Republica. Da? Pentru Platon, experiența aceasta a inițierii a fost una esențială, după care a scris alte dialoguri. În aproape toate Platon îl pune pe Socrate să vorbească. Platon nu vorbește aproape niciodată. Sunt scrisorile lui care merită și ele citite, dar pe lângă asta vreau să spun că mai sunt câteva dialoguri. În primul rând, Banchetul este o carte despre iubire, unde Socrate joacă un rol, iarăși, proeminent. Banchetul este o carte despre cum poți să treci de la iubirea carnală, de la iubirea pătimașă, de la iubirea față de o frumusețe particulară, care e frumusețea unui om sau unei femei sau unui bărbat. Sigur, trebuie să recunosc că există un subtext homoerotic în cartea aceasta, dar ea este o carte filozofică și nu una propagandistică. Prin urmare, tot efortul lui Platon este să arate cum treci de la iubirea față de o frumusețe particulară la iubirea față de frumos, frumosul în sine. Și sunt pagini extraordinare, emoționante, de o rară, cum să spun eu, înălțime spirituală și, aș spune, frumusețe literară. Și recomand traducerea făcută de Petru Creție. Da? Deci, încă o dată, Banchetul, Platon. Mai sunt și alte dialoguri despre curaj, despre bărbăție, despre frumos și așa mai departe. Poate că cel mai bine ar fi să avem operele complete Platon în casă. După aceea mă gândesc să spun două vorbe și despre Aristotel, care este ucenicul lui Platon. Ucenicul lui Platon, care însă nu caută atât de mult spre cerul înstelat, cât spre pământul acesta plin de mistere. Și Aristotel, spirit științific, este cel care, până la urmă, face din filozofie un demers, da? Metodologic riguros. Dacă la Platon ai mai multă poezie, la Aristotel ai foarte multă rigoare și, în primul rând, ai rigoarea conceptului, de aici și categoriile lui Aristotel, da? Faimoasele categorii, care arată că noi gândim întotdeauna în concepte. Nu există gândire fără concept. Nu, totul se gândește în spațiu și timp, bună oară, nu? Totul, și asta ne arată gramatica, nu? Ține de niște modalități și așa mai departe. Dacă te uiți la felul în care noi articulăm, să zicem, cuvintele într-o propoziție, îți dai seama că aproape orice propoziție are niște trăsături. Da? Există acordul între subiect și predicat, există întotdeauna adjectivul care califică, nu? Răspunde la întrebarea cum și așa mai departe. Deci, Aristotel este un maestru al definițiilor și este un spirit riguros care te obligă să pui ordine în gânduri și cred că este esențial să avem în casă atât categoriile lui Aristotel, cât și metafizica, fizica și etica nicomahică. Sigur, fizica este o carte depășită astăzi, normal. Nimeni nu se mai raportează la Aristotel când vine vorba de fizică și de problema mișcării, dar este o carte care arată începuturile științei occidentale și dacă vrei să înțelegi relația între, să spunem, greci și moderni, trebuie neapărat să te uiți la cum, bună oară, teoria fizicii sau fizica mecanică la Isaac Newton depășește toate premisele aristotelice. Dar pe lângă, repet, fizica e și metafizica, are o carte foarte interesantă din perspectiva teologiei, să vezi cum anume vede el relația cu Dumnezeu, care este definit ca prim motor, nu? Și apoi ai, pe lângă metafizică, Etica nicomahică, o carte care vorbește foarte frumos la un moment dat despre prietenie. Prietenia este esențială pentru o viață bună, asta e tema lui Aristotel, cum putem să trăim o viață bună. Apropo de dezvoltare personală, oamenii ăștia și-au pus întrebările despre o viață mai bună sau o viață bună cu multe mii de ani înainte de a apărea aceste TED Talks. Mai departe aș menționa rapid Vergiliu, faimoasa Eneida, care e un fel de, să spunem, Homer al lumii romane. Nu? Vorbim despre o carte care, Eneida, încearcă să surprindă începuturile mitologice ale Romei. După aceea ar merita măcar răsfoit, nu? Faimosul nostru poet exilat Ovidiu și sigur că pe lângă Cicero, care este un filozof și un moralist roman, nu, de limbă latină consacrat, pe lângă Cicero despre prietenie, pe lângă Seneca, care scrie ca un bun stoic despre echilibru și despre ce înseamnă să trăiești viața în acord cu legile firii, trebuie neapărat să ne referim acum la canonul biblic. Da? Deci, cumva în aceeași perioadă, între secolul 3 înainte de Hristos și secolul 2 după Hristos, se structurează, se definitivează acest canon biblic care presupune, în primul rând, Vechiul Testament cu Cartea Genezei, unde avem fabuloasa expunere a creației lui Dumnezeu, întâi de toate creația în sens cosmologic, după aceea creația în sens antropologic, la finalul creației cerului și pământului urmează crearea omului și omul cu drama lui, nu tot ce înseamnă cădere, tot ce înseamnă ispită, păcat, neascultare, rușine, toate aceste stări sufletești pe care le trăim uneori și care nu știm de unde vin, au un ecou tulburător. Da? Aceste stări par să fie, de fapt, reverberații, aceste stări sufletești ale unor experiențe primordiale. Nu știm de ce ne este rușine când facem un lucru, că nu ne-am propus să ne fie rușine, dar rușinea ne însoțește, e rușinea adamică. Da? Nu știm de ce plângem după ce am făcut un lucru rău, dar povestea este fabuloasă și ne arată că Adam a plâns, Adam s-a căit, da? Deci noi ne regăsim în povestea aceasta și nu e singura. Mai sunt povestirile despre Cain și Abel, fratricidul din nou, cum doi frați ajung să se urască și cum exterminarea poate să fie, din păcate, prima soluție pentru rezolvarea conflictului. După aceea ai, sigur, povestea despre Turnul Babel și înmulțirea limbilor. După aceea ai povestea despre Noe și salvarea civilizației, tema aceasta, și chiar Jordan Peterson a făcut destul de mult pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine Cartea Genezei. De asemenea, Exodul este despre elecțiune, despre cum un popor este ales, dar tema poate fi citită cumva și alegoric, cum tu, ca om, ajungi să fii ales. Într-o serie de întâmplări în viața ta, simți la un moment dat că ai o chemare, simți că cineva te cheamă să faci un lucru excepțional. Și nu știi exact de ce, dar este o chemare la care trebuie să spui da sau ba. Iar Avram spune da și când el spune da chemării lui Dumnezeu, toată viața lui se schimbă. Toată viața lui se schimbă. Deci, într-un fel, putem spune același lucru într-un sens mai uman, că dacă spui da în prima tinerețe unei chemări excepționale, toată viața, acel da, nu, urmează să te însoțească. Pe lângă Geneză, Exod, nu? Aș putea să mă refer aici și la alte cărți ale faimosului Pentateuch, adică astea sunt 5 cărți ale Bibliei, ale Vechiului Testament, dar n-am să mă refer la asta, am să mă refer la psalmi mai degrabă, care mi se par, nu, că ele sintetizează tot spiritul, am spus, iudeu al evreilor, nu? Conduși de către David, către victorie. David, autorul psalmilor, este un personaj cu totul aparte, pe lângă Moise, Avram, nu? David este și cel care are un proiect, să spunem, teocratic. El constituie din cele 12 triburi ale lui Israel un stat și statul acela începe să se manifeste, are o capitală, el nu reușește să o ridice, dar o ridică pentru el fiul său Solomon. Deci și înțelepciunea lui Solomon merită cercetată prin Cartea Proverbelor, după care Ecleziastul. Ecleziastul mi se pare un text remarcabil, care surprinde caracterul vremelnic al tuturor zbaterilor noastre. Apoi ai promisiunile mesianice din Isaia, în mod special, faptul că acest popor care agonizează, care este persecutat, care cade și se ridică, care uită promisiunile făcute de Dumnezeu, care după aceea se întoarce spre Dumnezeu, deci care trăiește drama noastră, nu? Acest popor ajunge să fie dornic, să îl întâlnească pe Mesia, cel adevărat, cel care va restaura toate păcatele făcute de om, de la Adam, nu? Până la ultimul, să zic așa, Macabeu. Toți cei care au greșit, nu? În oglindă și privind spre Mesia, nu? Cel uns, fiul lui David și omul drept, toți simt că au păcătuit și atunci nevoia aceasta de întâlnire cu figura desăvârșită a celui uns, a Hristosului, pentru că Mesia se traduce în greacă prin Hristos, adică cel uns, această nevoie este exprimată foarte puternic în cartea lui Isaia, profetul. Și de altfel, evangheliile care apoi, sigur, apar prin genealogii întâi de toate, revendică această tradiție, da? Tradiția davidică. În orice caz, Iisus Hristos se naște într-o casă care are conștiința că aparține, da, unui neam, care este neamul lui David. Da? Și de aici și toate, repet, obositoarele și inexplicabilele referiri la genealogii, da? din Scriptură. Pe lângă Evanghelii, care sunt până la urmă toate concentrate pe viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos, trebuie să răsfoim, dacă nu, să citim Faptele Apostolilor, zic eu, și măcar câteva epistole. Epistola către romani, clar, este sinteza teologiei creștine. Dacă vrei să înțelegi ce a făcut creștinismul prin Apostolul Pavel, citim Epistola către romani. Apoi sunt câteva epistole interesante, pedagogice, pastorale. Altele sunt, să spunem, mistice, cum este Epistola către Efeseni. Și finalmente avem și Cartea Revelației, care e greu de înțeles, Cartea Apocalipsei, care e greu de înțeles în absența unei foarte bune culturi biblice. După aia, e limpede că după ce s-a scris acest canon, au apărut scriitorii bisericești și recomand Părinții Apostolici, așa se cheamă cartea, Părinți Apostolici, unde îl avem pe Ignatie Teoforul, pe Policarp al Smirnei și alte figuri care au marcat conștiința bisericii primare. În orice caz, oameni care, atunci când au fost chemați să-L recunoască pe Cezar drept Dumnezeu, n-au făcut asta și au fost gata să moară. Și ei sunt primii părinți ai bisericii care scriu aceste epistole mai degrabă către diferite comunități. După care ai toată tradiția patristică, despre care într-o altă discuție o să vorbim poate mai pe larg. Toată tradiția patristică ce înseamnă? Tradiția celor care, patristică, nu? Asta înseamnă părinții bisericii. A celor care au dorit să sistematizeze doctrina creștină în relație cu limbajul, cu mai ales categoriile gândirii grecești. Da? Până la urmă, nu poți să definești creștinismul în abstracție de filozofia elenistă din jur. Și asta fac marii gânditori ai bunoară Alexandriei, Clement Alexandrinul și Origen. Răspund la provocările pe care le puneau filozofii epocii, Celsus era unul dintre ei, Porfir mai târziu. Sunt tot soiul de personaje în Alexandria care nu sunt de acord cu Evanghelia lui Iisus Hristos, care pun în discuție povestea asta, cum e posibil ca Dumnezeu să se întrupeze. Cei cu prostia asta se întreabă foarte mulți greci. Și de asta și spune Pavel Apostol la un moment dat că pentru greci este nebunie. Da? Cuvântul crucii pentru greci este nebunie. Ideea că Dumnezeu s-a întrupat și că a fost și răstignit este o nebunie. Da? E un logos crucificat acolo, în sensul în care mintea omenească trebuie să se crucifice ca să poată să accepte acest paradox. Nu? Dumnezeu, care este totalitatea, care este infinitul, se întrupează într-o materie finită și descompusă, care în orice caz se poate descompune, și asta este peste poate, nu? Spune un grec, trebuie să-mi explici ce vrei să spui. Și Origen încearcă să dea un răspuns în cartea lui Peri Archon despre primele principii, dar și în cartea Contra Celsus. Și merită neapărat să avem câteva cărți din Origen în casă, astea cel puțin menționate de mine, plus Filocalia, care este o colecție de însemnări ale lui Origen, pe care însă însemnări le-au pus la oaltă, le-au redactat niște ucenici de-ai lui. După ce vorbim despre tradiția alexandrină, repet, aici m-am referit la Origen și la Clement, trebuie să ne gândim și la apariția acestui fenomen absolut remarcabil în secolul III, la finele secolului III, începutul secolului IV, un personaj tot din Alexandria pleacă și el este Antonie. El este un tânăr care ascultă într-o slujbă la biserică, cum ascultăm și noi multe cuvinte, dar nu le punem în practică. El ascultă un cuvânt, de vrei să fii desăvârșit, leapă de totul, nu? Și vinde. Este discuția între Iisus și tânărul bogat și acesta chiar asta face. Nu? Antonie chiar asta face. Deci nu-și pune problema să facă analiza semantică a termenilor, pur și simplu ascultă, părăsește viața de lume și se duce și își întemeiază o, să spunem, comunitate care după aceea se extinde și așa apare monahismul egiptean. La un moment dat, monahismul acesta egiptean, care are o grămadă de chilii, mici biserici, mici comunități, cum spuneam, în zona Nitria și alte zone despre care nu vorbesc acum, Schetis, pustia egipteană, am fost și eu să văd despre ce e vorba. La un moment dat, printre acești bărbați, erau și femei, dar bărbații, să spunem, făceau mai multă teologie, erau și femei, comunități separate de maici, de femei. Printre acești bărbați apare un Atanasie, unul Atanasie al Alexandriei, care scrie Viața lui Antonie. Deci recomand să existe în casa noastră și o carte exact așa numită, Antonie cel Mare, Viața lui Antonie, scuze, de Atanasie al Alexandriei, care era episcop, care s-a ocupat cu respingerea atacurilor lui Arie la adresa credinței, spunem, catolice sau credinței ortodoxe, în egală măsură. După asta, după ce Egiptul înflorește, oamenii ajung să emuleze modelul acesta de viețuire, o viețuire îngerească, cum i s-a spus, și își construiesc propriile comunități monahale în Capadocia, unde îl avem pe Vasile cel Mare, Vasile împreună cu Grigorie de Nisa, frați, nu? Erau născuți într-o familie de creștini, deja în secolul IV, suntem undeva la 350, în secolul IV numărul de creștini era destul de mare, erau 50-50, ca să zic așa. Adică în Imperiu puteai să găsești foarte mulți păgâni, dar puteai să găsești și mulți creștini care își vedeau de treabă. Și iată, Grigorie de Nisa este și el un mai tânăr membru al familiei, dornic, ca și Macrina, sora lui, și ca și Vasile, și ca și Naucratie, care era un alt frate, a murit la vânătoare. În orice caz, dorește și el să trăiască această viață îngerească. După ce se căsătorește, Grigorie de Nisa hotărăște să trăiască o viață îngerească și, bun, pentru asta scrie o lectură alegorică, o interpretare alegorică la Viața lui Moise. Da? O altă carte, deci, pe care trebuie să o avem este Viața lui Moise, de Grigorie de Nisa, dar și Contra Eunomium. Am scris prefața la această carte în limba română. Contra Eunomium este o respingere a ereziei ariene și, în plus, o apologie a ideii de infinitate. Da? Teologia infinitului apare la Grigorie de Nisa, care spune că, de fapt, creșterea noastră, apropo de tema zilei și imperativul absolut, este creșterea. Creșterea este din slavă în slavă. Este o creștere infinită a noastră. Noi nu putem să ne oprim din creștere, nici măcar în veșnicie. După care am putea să ne referim la Confesiunile lui Augustin, care este marcat de către Augustin, este el însuși marcat de către sau de această carte anume Viața lui Antonie. El citește Viața lui Antonie și este tulburat și trece și el la viața monahală, Augustin, cel care inițial a avut o viață mondenă în lumea romană, în peninsula italică. Vom vorbi despre asta cu altă ocazie. Alte cărți importante, Cântecul Nibelungilor, este o carte clasică, nu? Care exprimă spiritul germanic. După aceea, Dante, Divina Comedie, nu se poate să nu avem povestea lui Dante. Deja am sărit câteva secole bune, deci de la Augustin, care înseamnă 410-430, cel care a scris și despre cetatea lui Dumnezeu. Augustin a scris foarte mult și trebuie să avem mai multe opere ale lui Augustin. Sărim repede la începutul mileniului 2 și suntem pe la 1200 în Florența, suntem contemporani cu Dante și sigur că putem să vorbim despre Divina Comedie, între altele, putem vorbi și despre alt tip de literatură. Acum m-am gândit de ce oare am sărit așa de repede, pentru că, sigur, mai sunt și alte cărți esențiale. Dionisie Areopagitul a scris o carte excepțională numită, nu, Ierarhiile Cerești, și apoi există o altă carte, Numele Divine ale lui Dionisie Areopagitul, care merită neapărat să existe în casa noastră. Există apoi comentatori ai patristicii în lumea latină. Scotus Eriugena, de pildă, este unul dintre aceștia, dar mi se pare că intru într-o zonă foarte tehnică. Vorbim încă despre persoane care doresc să fie în sens larg educate, nu în sens special, adică nu să fie specializate în evul mediu. Și atunci am sărit peste Boeciu, am sărit peste Casiodor, am sărit peste Eriugena ca să intru direct în lumea, să spunem, evului mediu târziu, în lumea evului mediu târziu, care înseamnă Toma d'Aquino, da? Orice carte de Toma d'Aquino exprimă spiritul scolasticii. Când spunem despre cineva că este scolastic, noi ne referim la o anumită disciplină pe care ei au importat-o de la Aristotel, pe care l-au citit în traducere. Aristotel a scris în greacă, s-a tradus în arabă și apoi, prin faimoasa translație studii, scrierile lui au ajuns să fie traduse din arabă în latină și ele au plecat, scrierile acestea, din nordul Africii și din sudul Spaniei, au ajuns și la Paris. Și Toma d'Aquino este un mare spirit occidental, fără de care, iarăși, nu putem înțelege nici măcar arhitectura gotică. Trebuie neapărat să-l avem în casă. Și încet, încet, după Toma d'Aquino și, sigur, Dante, nu, apar zorii umanismului. Apare Petrarca, cel care își povestește iubirile trupești într-un alt fel decât toți părinții bisericii, nu, care erau obsedați de sensul spiritual. Apare Chaucer cu faimoasele Canterbury Tales, cu relatarea anecdotică a pelerinajelor omului de rând din Anglia medievală la Canterbury, unde de altfel Canterbury nu există și astăzi o catedrală și unde fondatorul acestui așezământ bisericesc a fost chiar un părinte grec, Augustin, venea din lumea bizantinilor și a constituit acolo o comunitate. E bine, la Canterbury au venit foarte, foarte multe sute de pelerini de-a lungul anilor și iată, Chaucer descrie atmosfera mai degrabă pământească în care ei trăiau acolo. După aia, după ce, repet, Petrarca vine și propune o nouă literatură, îl întâlnim clar pe Machiavelli. Îl întâlnim pe Machiavelli, care face această rupere de spiritul creștin al evului mediu și al, să spunem, antichității târzii. Machiavelli nu mai dorește să prescrie lucruri, ci el dorește să descrie mai degrabă. Cu alte cuvinte, să uite la felul în care au trăit, să spunem, domnii din epoca romană, se uite la modul în care au trăit diferite figuri politice și nu numai cum au trăit, ci și cum au gândit și cum au acționat. Iar acest Machiavelli, nu, îl scrie cartea Principele, în care, repet, nu ne prezintă o viziune ideală despre cetate, nu este deloc un Campanella sau un Platon care să ne vorbească aici despre cetatea soarelui. Nu, Machiavelli este despre ce poți să faci aici și acum concret pentru a te descurca, pentru a reuși în termeni cât se poate de omenești, și renunțarea la anumite principii creștine este pe semne obligatorie pentru principe, nu? Principele fără principii creștine, dar care manevrează, care se folosește de ignoranța celorlalți și care știe cum să apese pe pedala fricii, nu? Pe de o parte, cum știe și din când în când să se lase iubit. Și acesta este Machiavelli cu faimoasa lui carte, repet, Principele, care e de fapt o sinteză a reflexiilor sale despre, repet, lumea antică, lumea romană, lumea republicană, da? Dinaintea apariției Imperiului. După care avem Cervantes, un fel de opoziție la Machiavelli, la cinismul machiavelic, apare figura idealistă a lui Don Quixote. Don Quixote care este însoțit și avem tema aceasta a prieteniei, nu? Sancho Panza și Don Quixote, două spirite care descriu, nu, Spania creștină, și o carte frumoasă, fabuloasă, la care merită să revenim. Pentru a descoperi spiritul întunecat sau dimensiunea întunecată a existenței, e însă important să îl recitim pe Shakespeare cu faimosul Hamlet, nu? O carte extraordinară, tulburătoare, psihanalizabilă, relația mamă-fiu, pe de-o parte, cu tot soiul de penumbre și momente greu de reconciliat, nu? Ură, iubire, nu? Mama lui Hamlet se căsătorește cu un alt bărbat, un alt bărbat care vrea să îngroape memoria tatălui, tatăl care este prezent în absență, este ucis și totuși trăiește, Hamlet care pune acele întrebări cumplite, to be or not to be, that is the question, și toată meditația asupra condiției umane, o carte profund filozofică, Hamlet neapărat trebuie citit, Visul unei nopți de vară, Regele Lear, Furtuna, Macbeth, toate arată nu numai geniul lui Shakespeare, ci și, repet, complexitatea aceasta a condiției umane. Tot o perspectivă umanistă scrie Montaigne și avem eseurile lui Montaigne, care nu trebuie să lipsească din casa noastră și în, să spunem, contrapondere la Montaigne, care are o perspectivă lumească, prea puțin, încă o dată, marcată de existența creștină a, să spunem, europeanului obișnuit de atunci, Pascal, Blaise Pascal, fizicianul, matematicianul, omul de geniu, vine și propune alt tip de meditație asupra condiției umane în care noțiunea asta biblică de vanitas vanitatum, nu? Deșertăciunea deșertăciunii este centrală. Omul, această trestie gânditoare, spune Pascal, are o viață scurtă, chiar și în cea mai lungă variantă a ei, și el trebuie să se confrunte cu problema fundamentală a existenței lui Dumnezeu. El trebuie să asume acest pariu, de unde și expresia pariul pascalian, faimoasa formulă, dacă Dumnezeu există și nu crezi în el, pierzi totul. Dacă Dumnezeu există, dacă Dumnezeu există și crezi în el, câștigi totul. Dacă Dumnezeu nu există și totuși crezi în el, n-ai pierdut nimic. Prin urmare, merită să pariezi pe existența lui Dumnezeu și să crezi în el și să acționezi ca atare. Sigur că și reflexiile lui despre Iisus Hristos merită reținute. Toate astea sunt esențiale. Apoi, ceea ce nu prea învățăm la școală, nu? Întâlnirea cu moraliștii francezi, cu Molière, de pildă, nu? Care scoate la iveală toate păcatele, nu? Avariția, Tartuffe, burghezul gentilom, toate aceste, să spunem, trăsături ale omului sunt scoase în prim plan și modalitatea cea mai bună de a corecta comportamentul este prin discursul dramatic, da? Deci nu printr-un enunț predicatorial, nu vin și îți spun și îți dau un cap și îți spun păcătosule, uite, nu vezi ce faci, ci îți creezi mai degrabă o poveste, scriu o poveste și te las pe tine să te identifici cu diferite personaje, cu avarul, cu adulterinul, cu diferite, repet, personaje cinstite și necinstite, ca tu să te corectezi pe tine. Deci suntem într-o epocă în care arta dramatică, în care teatrul începe să joace un rol foarte important. Apoi îl avem pe Voltaire, nu? Spiritul iluminismului francez, care pune în discuție totul, mai ales existența lui Dumnezeu. Apoi îl avem pe Goethe, un personaj cu totul ieșit din comun, care recuperează toată înțelepciunea anticilor și a medievalilor deopotrivă. Nu? Goethe, tema clasică a celui care caută împăcarea cu Dumnezeu, dar în drumul acesta către Dumnezeu se întâlnește cu Mefistofel, se întâlnește cu ispititorul și care comite o grămadă de păcate și care se duce și abandonează, care este un spirit înalt, dar în aceeași măsură un spirit întrupat și care cunoaște aceste căderi ale cărnii. Și Goethe este modernul prin excelență, după mine, care trebuie neapărat să existe într-o bibliotecă. Apoi Iluziile pierdute de Balzac și Comedia umană. Apoi Jane Austen, Pride and Prejudice, nu? Cărți despre mai mult condiția socială a europeanului de secol XIX, da? Nobilul care se îndrăgostește de o fată frumoasă dintr-o clasă inferioară, ce face atunci eroul, cum reconciliază el respectul pentru tradiție, pe de o parte, și pasiunea, pe de altă parte. E o tensiune mereu între ordine, nu? Ceea ce înseamnă respectul pentru genealogie și pentru o castă căreia el aparține, nu? Ca fiind aristocrat, fiind mereu aristocrat. Și pe de altă parte, am spune, aventură, noutate, nu? Tensiunea aceasta este foarte, foarte bine surprinsă de Jane Austen. De asemenea, merită să aruncăm o privire spre Charles Dickens. Orice carte de Charles Dickens iarăși surprinde contradicțiile lumii moderne. Pe de o parte vorbim despre progres, pe de altă parte vorbim despre condiția mizeră a unui Oliver Twist sau altora. Apoi avem Marx, Manifestul Partidului Comunist, cartea care zguduie Europa și care justifică în numele dialecticii istoriei revoluția. Revoluția bolșevică de mai târziu s-a întemeiat ideologic în acest manifest al lui Karl Marx, nu? În mare parte, să spunem, ameliorat de Friedrich Engels, publicat în 1848, cel care dă drumul, practic, acestei mișcări internaționaliste a comuniștilor, care, din păcate, ne-a afectat și pe noi. Tolstoi, Război și pace, o meditație profundă despre destinul uman. Ești sau nu sub vremi? Iată întrebarea cronicarului care revine prin Tolstoi. Într-o meditație despre, sigur, acțiunea lui Napoleon, dar e mult mai mult decât atât. Acțiunea lui Napoleon în Rusia e mult mai mult decât atâta. E vorba despre o frescă socială, e vorba despre iubirile, iarăși, aristocrației rusești, e vorba despre neliniștea spiritului uman în fața acestei implacabile ordini istorice. Vine revoluția peste tine, vine războiul peste tine, ce faci? Care este limita a libertății tale? Apoi, neapărat Dostoevski, știți bine că mereu insist asupra întâlnirii cu Dostoevski, Frații Karamazov, o carte pe care am citit-o și eu la 18 ani, Crimă și pedeapsă, cred că am citit-o la 16 ani, neapărat aș adăuga pe lângă Frații Karamazov, Crimă și pedeapsă, aș adăuga și Demonii. E un roman politic care scoate la iveală nihilismul, nu? Ce înseamnă o lume construită de cei care vor să distrugă, ca să folosesc și un oximoron. Kafka, Procesul, nu? Este apariția unei literaturi a absurdului, nu? Thomas Mann, Dr. Faustus, se întoarce cumva tema lui Goethe și apoi avem câțiva ruși, Mihail Bulgakov, Maestru și Margareta, carte tulburătoare despre cum poți să supraviețuiești în dictatură. Apoi Alexander Solzhenitsyn, o zi din viața lui Ivan Denisovici, despre stările de conștiință analizate milimetric ale unui zec, ale unui deținut politic și, bineînțeles, Arhipelagul Gulag. Mi se par două cărți esențiale. Acum, foarte rapid, aș mai menționa pentru cei care vor să aprofundeze ceea ce am spus, foarte rapid, în 3 minute termin, aș menționa că pentru înțelegerea spiritului grecesc e util să avem Friedrich Nietzsche, Nașterea tragediei, scris în 1874, dacă nu mă înșel. El vorbește despre spiritul apolinic și spiritul dionisiac, despre raționalitate pe de-o parte și despre această experiența extazului și a decerebrării, menadele și tot ce înseamnă spiritul orgiastic, ca să zic așa. Deci, Nașterea tragediei de Friedrich Nietzsche e o carte esențială despre lumea veche. Apoi, sigur, bibliografia este foarte vastă, dar Fustel de Coulanges a scris o carte, un istoric francez, La Cité Antique, despre ce a însemnat nașterea conceptului de cetățenie, cum gândeau grecii ierarhiile sociale față de noi. O carte tulburătoare și folosită intens de un alt istoric pe care l-am tot comentat în ultima vreme, care a scris o carte, Larry Zidentop, Inventing the Individual. Apoi Pierre Hadot, Pierre Hadot, Hadot se scrie, qu'est-ce que la filozofie antique? Ce este filozofia antică? S-a tradus și la noi. Este despre, în primul rând, aspectul practic, nu? Al stoicismului roman. E o carte despre cum filozofia a fost despre un mod de a trăi, nu despre o profesie. Filozofia nu era despre faptul că ești profesor de filozofie, ci despre felul în care trăiești tu ca om în fiecare zi. De asemenea, niște cărți rapid care pot să fie utile pentru a înțelege lumea antică și mai ales antichitatea târzie. Aici aș menționa neapărat Peter Brown. Peter Brown, orice carte de Peter Brown despre Augustin, despre originile sau despre nașterea creștinismului occidental. Aș mai spune că Henri Irene Maru este un autor esențial despre Augustin, scrie el foarte bine. Sfântul Augustin și cultura clasică. Iaroslav Pelikan, pe care l-am prezentat în Povara Libertății, mi se pare o excelentă introducere în lumea capadocienilor. Da? Deci dacă vrem să înțelegem această lume a patristicii, îl citim și pe Iaroslav Pelikan cu faimoasa Tradiția creștină în 5 volume. 5 volume publicate la Polirom. După aceea, ca să înțelegem iarăși lumea veche, aș mai adăuga repede niște referințe, tot așa din vechime. Plutarh, am zis, viețile paralele, și Suetoniu, viețile celor 12 cezari, ca să vedem demența, până la urmă, degenerescenței romane după moartea lui Iulius Cezar. Apoi aș menționa Istoria bisericească a lui Eusebiu din Cezarea, un om care l-a cunoscut foarte bine pe Constantin cel Mare, căruia de fapt i-a și adresat o grămadă de elogii. Cred că merită să avem în casă, am spus, Boețiu, da? Consolarea filozofiei, mângâierile filozofiei. Domnul Papahagi este specialistul nostru numărul 1 în Boețiu și merită să avem o asemenea carte în casă. Am menționat Toma d'Achino. Pe partea cealaltă, pe versantul răsăritean, să spunem, pentru a înțelege mistica bizantină, mistica ortodoxă, neapărat trebuie să avem cărțile lui Grigore Palama. S-au tradus la Deisi, s-au tradus la Humanitas. Părintele Dumitru Stăniloae a încorporat o bună parte din scrierile lui Grigorie Palama în faimoasa Filocalie în 12 volume. Și Palama este, de fapt, spiritul care face toată opera de sinteză în secolul XIV. El ia toate intuițiile părinților bisericii, de la Grigorie de Nisa până la Maxim Mărturisitorul, și le topește într-o sinteză fabuloasă. Și cred că dacă vrei să înțelegi lumea ortodoxă, neapărat trebuie să te fi întâlnit cu Grigore Palama. Meditațiile lui despre lumina necreată, despre rugăciune, despre unirea cu Dumnezeu, e cu totul și cu totul altfel gândit proiectul acesta teologic al Bizanțului față de, bunoară, tot ceea ce găsim în lumea latină. Deci cam astea ar fi gândurile mele pentru un început de pregătire. Aș minți să spun că nu e important să ai Coranul în casă, da? Pe lângă Biblia trebuie să arunci o privire și peste Coran. Sunt cărți fabuloase despre ereziile din Coran care s-au scris încă din epoca, să spunem, patristică. Mă refer aici la Ioan Damaschinul. Da? Ioan Damaschinul este un autor esențial care merită citit. Are faimoasa De fide ortodoxă, da? Despre credința ortodoxă, tot așa o lucrare sintetică. Aș recomanda și pentru a înțelege islamul mai bine cărțile lui Bernard Lewis, What Went Wrong with Islam, de pildă, o carte interesantă. Apoi există o carte clasică, Patricia Crone, the making of the Islamic world, de mai multe tipuri de islam, câte tipuri de islam există. E bine să cunoaștem puțin și teologia bisericii orientale din perspectiva, să zicem, modernă, și ca să începi să înțelegi mai bine răsăritul ortodox, trebuie să-l citești pe Vladimir Losky la Teologie mystique de l'Église d'Orient, s-a tradus la noi în, cred că, 1992, la Anastasia, Teologia mistică a bisericii răsăritene. De asemenea, Teologia icoanei, o carte fabuloasă a lui Leonid Uspensky, asta fiindcă suntem adesea în discuții cu prietenii evanghelici și nu înțeleg de ce nevoia aceasta de reprezentare. Protestantismul are o componentă islamică prin faptul că respinge reprezentarea, sau platonică, nu mi-e clar. Apoi mai avem câteva cărți pe care aș vrea să le cumpărăm, dacă se poate, chiar de la Humanitas. Se poate cumpăra acum Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, despre prăbușirea Imperiului Roman. Extraordinară carte, dar polemică în raport cu creștinismul. Deci este un spirit scoțian, un spirit iluminist care neagă beneficiile creștinismului contemplativ. Da, e esențial, încă o dată, Edward Gibbon, G-I-B-B-O-N. De asemenea, recomand să avem în casă niște umaniști clasici, Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei, Pico de la Mirandola, ca să vezi platonismul de extracție, de fapt neoplatonică, din Renaștere, Pico de la Mirandola. De asemenea, Marsilio Ficino, Comentariul la Banchetul lui Platon, e o carte esențială. Mi se pare că nu putem să trecem peste niște autori moderni de filozofie, spunem repede care ar fi aceștia. Thomas Hobbes, despre Leviatan, imaginea aceasta statului omnipotent. După aceea John Locke. John Locke este cel care e responsabil pentru nașterea spiritului individualist modern în contextul anglo-american. De fapt, amprenta lui se vede și în Constituția statului Virginia, apoi în Constituția statului american. Deci, John Locke, neapărat, despre al doilea tratat despre guvernământ, și apoi să nu uităm de Thomas Hobbes în apărarea nu a individului, ceea ce spune că Locke că este esențial, ci în apărarea statului, a statului, să spunem, omnipotent, de Leviathan. Apoi Jean-Jacques Rousseau cu noțiunea de volonté general, voință generală, contractul social, cel care vine cu idei utopice despre natura umană ca fiind bună și coruptă doar de către tehnologia modernă. Hegel, Fenomenologia spiritului, unde raportul stăpân-sclav este foarte bine surprins. Și apoi dialectica aceasta stăpân-sclav este preluată de către Marx și prezentată în termenii unei relații polemice între clasa de proprietari și clasa muncitoare. Mi se pare iarăși esențial să avem în casă Constituția Statelor Unite, obligatoriu, Tocqueville, despre democrație în America, The Federalist Papers, mi se par cel mai bun comentariu la Constituție și la Declarația de Independență. Evident, ca să pricep cu ce se mănâncă lumea modernă, trebuie să te uiți la Critica rațiunii pure, să vezi tot proiectul acesta al Europei de privatizare a religiei pe de-o parte, reducerea a religiei la dimensiunea morală, etică, fără revendicări de ordin metafizic. Nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu așa cum credeau anticii, spune Kant, sau medievalii. Nu putem avea această experiență a lui Dumnezeu, dar putem să avem experiența religioasă innerhalb, înăuntru, în interiorul limitelor rațiunii. După care, dacă îl avem și pe Kant într-o bibliotecă de filozofie, putem să mergem mai departe, să îl răsfoim pe Charles Darwin cu evoluția speciilor. E bine să ai și o carte, două de Freud, psihanaliza. E un moment esențial în descoperirea subconștientului. Faptul că raționalismul modern eșuează este evident în tipul de discurs pe care Freud îl propune și, bineînțeles, sexualitatea din nou capătă o foarte mare importanță. Era, dacă vrei, partea suprimată a psihicului în discursul grec, iertați-mă, în discursul nemților. Nici Hegel, nici Kant nu vorbesc despre sexualitate, o face Freud și o face într-un mod tulburător. În sfârșit, nu putem să nu menționăm câteva titluri ale modernilor târzii. Trebuie să avem în casă Konrad Lorenz, cele 7 păcate capitale ale umanității, cele opt păcate capitale ale umanității civilizate, cum civilizația de fapt, nu? Niște pulsiuni de tip animalic din noi. De asemenea, cred că e bine să avem niște cărți ale lui Carl Gustav Jung în casă, Arhetipurile și inconștientul colectiv, Mircea Eliade, Sacru și profan, Mitul eternei reîntoarceri, Tratat de istoria religiilor, Mircea Eliade, obligatoriu în casă. René Girard este un autor modern extraordinar care se uită la mecanismele acestea subtile de descărcare a, să spunem, energiilor negative prin violență în comunitățile arhaice. Da? Vorbește despre țapul ispășitor, mecanismele acestea victimare, cum se naște o victimă într-o comunitate, cum ajungem noi să decidem că cineva e răspunzător pentru toate păcatele noastre și cum îl punem pe cruce. Și de aceea Girard nu se oprește doar la o analiză literară, ci ajunge și la o analiză teologică. De asemenea, important să avem în casă gânditorii aceștia austrieci, Ludwig von Mises, Human Action, este Biblia economică a omului educat, Friedrich Hayek, Drumul către servitute, o carte esențială despre socialism, pe de-o parte, versus liberalism clasic, pe de altă parte. Un autor fabulos mi s-a părut mereu Alain Besançon. Besançon, care a scris despre nenorocirea secolului. E bine să-l avem și pe Arthur Koestler în casă, George Orwell cu faimosul 1984, Arthur Koestler cu De la zero la infinit. Apoi sunt existențialiștii francezi, Camus, Malraux, Condiția umană. Îmi place foarte mult Antoine de Saint-Exupéry, îmi place nu numai Micul Prinț, ci și Citadela. Hannah Arendt, absolut esențial, Originile totalitarismului. De asemenea, cred că nu mai trebuie să menționez Steinhardt, Jurnalul fericirii. E bine să avem în casă și cărțile lui C.S. Lewis. Abolirea omului e una dintre ele, nu? Dar nu numai aceasta. Practic toate cărțile lui C.S. Lewis e bine să le avem în casă. În zona politologică, Samuel Huntington, The Clash of Civilization, cu plural, Civilization, și o să închei prin trimiterea către Vladimir Soloviov, un autor pe nedrept uitat, rus. Și sunt mai multe cărți de Soloviov traduse la noi, oricare dintre ele sunt binevenite. Aș mai putea să adaug și alte titluri, dar mă opresc aici. Poate să mai spun și că Panaiti Strati, Spovedanie pentru învinși, mi se pare esențial ca să recunoaștem această iluzie socialistă a veacului 20 și, bineînțeles, hai să încheiem cu închisoarea noastră, cea de toate zilele de Ion Ionid, poate cea mai bună carte despre experiența concentraționară în limba română. Cam astea ar fi cărțile pe care eu le consider cărțile esențiale într-un apartament sau într-o casă de om educat. Și, sigur, încă o dată spun, asta este o recomandare de lectură pentru următorii 5 ani, adică nu, sau 10 ani, nici măcar 5 ani, 10 ani. Dar eu cred foarte mult în proximitate, deci cred că proximitatea este influență. Și eu întotdeauna mă însoțesc de cărți și întotdeauna pun cărți prin preajma mea, adică ele sunt oglinda, nu? În care mă